dă-ne putere încă o zi, astăzi, că nu știm dacă mai este o zi. Sâmbătă, dacă voi trăi, trebuie să predic în Washington, D.C. Sunt aproape de Casa Albă, am să mă rog pentru aia să schimbe lucrurile, să dea drumul la oameni. Dumnezeu să ne păzească pe drum, încolo, înapoi, greu. Pe frații în Africa. Să mai facem lucrarea Domnului atât cât se poate astăzi. Că mâine, mulți au vrut. Prietenul meu, Petrick din Gherla, am avut biserica aia în pastorație când eram în România. Era diacon atunci. A devenit păstor. S-a vaccinat să plece la rudele lui în Australia. Dar n-a mers acolo. S-a dus în cer. A ajuns prin întubare și s-a despărțit de soție, de copii, de nepoți și a plecat acasă la Domnul. Mâine nu se știe. Ce bine că suntem la adunare astăzi. Avem un mare har și o mare binecuvântare. Să furăm un cuvânt, să luăm cum a luat sutașul. Simt un cuvânt. Fără un cuvânt de la tine nu pot merge acasă. Am nevoie de tine, Doamne. Dă-mi un cuvânt astăzi și Dumnezeu ți-l va da. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, a căror inimi locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o schimbă. Deci, predica mea, aș vrea să fie oameni care transformă valea plângerii într-un loc plin de izvoare. Știți, a străbate în limba română înseamnă mai mult decât a trece pe acolo. Are o greutate mai mare acest cuvânt. Înseamnă, mi-am notat aici o traducere, înseamnă a trece pe undeva cu greu, printre obstacole, a străbate, înseamnă că sunt bariere, e greu pe acolo. Lipseau izvoarele, era pustiu, era secetă. Dar când ăștia străbat pe acolo, valea plângerii lasă în urmă izvoare. Loc plin de izvoare. M-am măcinat cuvintele acestea din Biblie mult și am rămas lângă ele și mi-am notat câteva gânduri. Valea plângerii, valea plângerii. Biblia arată și de valea lacrimilor sau valea umbrelor morții, scrie regele David în Psalmul 23. Dacă ar fi să trec prin valea umbrelor morții, un fel de Grand Canyon, când ajungi în groapă, jos, în valea adâncă, așa de mult dorești să ajungi la suprafață. În Psalmul 40 scrie David că în groapa pieirii, în fundul mocirii a ajuns, înnoroiat, încât nu mai vedea nimic decât moarte, valea morții, valea umbrelor morții. Și cineva care trece pe acolo să schimbe. El s-a rugat din groapa pieirii, din fundul mocirii și deodată zice el că cineva a venit, o mână puternică și a intrat în noroiul la mocirlă și l-a scos. David zice, m-a scos, m-a spălat și m-a pus pe o stâncă sus. Mi-a uns capul și mi-a schimbat cântarea aia din groapă. În groapă, în suferință, în valea morții, e o cântare de jale. Și mi-a schimbat-o, mi-a făcut o cântare de bucurie. Și oamenii m-au văzut pe vârful stâncii și s-au temut de Dumnezeu, s-au pocăit și ei. Avem un Dumnezeu care s-a noroit el prin Hristos. A luat păcatele asupra lui, s-a făcut el cu noroi și ne-a spălat cu sângele lui și ne-a pus pe cea mai înaltă stâncă. Ne-a spălat prin nașterea din nou și ne-a schimbat cântarea de moarte într-una de bucurie. Primul lucru care aș vrea să-l tratăm în această dimineață, din valea asta a lacrimilor, a umbrelor morții, cum spunea și Dan, și așa este, niciodată n-a fost așa o dâră pe toată mondială, pe toată lumea asta,
E o luptă teribilă, mai mult decât omenește, de duhuri, de infern. Diavolul își dezlănțuie absolut toate metodele lui să-i închidă pe oameni. El își dă seama că Hristos eliberează oamenii și el vrea să-i lege, să-i închidă prin tot felul de metode. Dar copiii lui Dumnezeu, noi suntem, trecem prin valea aceasta, pentru că nimeni nu poate să evite valea aceasta a plângerii. Valea plângerii pentru copiii lui Dumnezeu nu e o țintă, este o trecere, nu e o destinație. Noi trecem, cei ce străbat valea plângerii, noi doar trecem pe aici. Noi nu disperăm pentru că nu ne vom opri aici. Copiii lui Dumnezeu traversează, străbat cu greu, dar ăștia au o țintă. Asta e extraordinar. Când a scris fiii lui Corie, cântarea asta și psalmul ăsta, erau geloși și erau supărați că erau departe, în exil. Și în versetul 4 spune, fericiți cei ce sunt la Ierusalim, merg la casa ta, ei mai pot să se închine acolo, să aibă laudă și închinare. Noi suntem aici aprinși, vai fericiți sunt ăia care sunt la adunare, zic foarte mulți asta. Dar ei spun așa, și noi avem de gând să străbatem valea umbrelor morții, valea plângerii și să ajungem. Copilul Dumnezeu a o țintă, ei doreau Sionul, doreau Ierusalimul. Noi dorim cerul, noul Ierusalim, Sionul Sfânt, muntele lui Dumnezeu, visau lucrul ăla. Dar în față era valea plângerii. Dar spun, nu-i destinația noastră. Nu disperați, fraților, noi nu suntem în valea plângerii să rămânem aici. Noi avem un țel, o țintă, noi trecem doar pe aici. E greu, e adevărat că e greu, ne îngropăm unul pe altul, la trei priveghi, mâine mormântare, alt priveghi mai devreme, mâine. Dar nu, noi nu suntem fără speranță, noi nu suntem ca ceilalți oameni să murim în valea plângerii plângând. Eu astăzi vorbesc niște oameni fericiți în valea plângerii. Oameni fericiți în valea plângerii. Sunt oamenii care o traversează doar, care au o țintă dincolo. Lor le-a zis, ferice de cei care trec, merg, ei merg, ei merg din putere, ei merg, ei aleargă, ei se duc. Ei nu stau aici în valea plângerii, se bată cu capul de pereți, ca toți oamenii care îi leagă pe unii, că nu mai pot rezista. Noi mergem. Noi călătorim spre Sion, spre noul Ierusalim. Avem țintă unde ne ducem. Oamenii, valea plângerii este pentru toți. Iov scrie în capitolul 5, dacă mi-aduc bine aminte, versetul 7. Hai să ne uităm dacă bine amintesc. Că toți oamenii suferă. Omul se naște să sufere. Cum scânteia se naște și se zboară. Nu ne mirăm că suferim, că toți oamenii, după ce a căzut omul în păcat, s-a așezat în noi și acum mai mult, inhalând tot felul de microbi și mâncăm legume și fructe stropite și toate lucrurile, nu vă mirați că suferim. Problema e dacă nu avem direcție, dacă nu avem bucuria mântuirii în noi, atunci e problemă. Dar nu te aștepta să nu suferi. Ne mai încurajăm noi unul pe altul, că mai ne doare una și alta și asta, nu-i voie să ne oprească de a cânta. Păi ne doare, dar trebuie să cântăm, trebuie să se audă din gura noastră, slăvit să fie Dumnezeu, să lăudăm și în durere, și aici în valea plângerii. Diavolul asta vrea, suferința asta să pune mâna pe noi, nedoroasele, vă dor că i-a durut și pe tata i-a durut și pe mama. Și Elisei a murit bolnav și a înviat morții de oasele lui. Dar a murit de o boală Elisei, un om sfânt, un om deosebit. Nu aia aștepta să nu te mai doară nimic. Ci laudă-L pe Dumnezeu, tu trebuie să schimbi valea asta plângerii. Când cineva vine lângă tine, la numai voie să plece supărat de acolo. Oameni care schimbă. Prima dată oameni care trec prin valea plângerii suntem noi. Suferim pentru că se sufere în lumea asta.
Dar să știți că nu numai noi, a venit cineva să ne arate că trebuie să avem aici primul lucru, notați asta, prin Valea Plângerii trebuie să avem un țel, trebuie doar să trecem prin ea, amin? Știi unde te duci? Spune la frate, băi frate, mai stau cât stau, mă mai doare cât mă mai doare. Dar eu nu sunt pentru aici, eu am o țintă, eu mă duc mai departe. Bucuria mea e acolo, ancora mea e aruncată acolo în cer, mi se dă până fiecare zi, de fapt nu mă duc spre nenorocire, cum mai dispare o zi mai aproape de victorie. De victorie. Eroi sunt acei care luptă până la sfârșit, cum e cântarea. Biruitori, eroi și vrednici sunt toți acei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Iisus a venit și El jos în Valea Plângerii. A coborât, s-a întrupat și a venit aici. De aceea ne poate ajuta. El e marele preot care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, spune Biblia, da? A venit jos, de aceea El ne înțelege foarte bine că a venit și El. Dar știți ce spune El? El care a venit, El știa, a trecut prin Valea Plângerii, avea o țintă, de la Tatăl a venit, de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu să întoarce. În rugăciunea din Ioan 17, zice printre altele, vin la tine, Tată, mi-am isprăvit alergarea și mă întorc la tine, vin, Tată, la tine. Asta trebuie să fie speranța credinciosului. Suntem în valea suferințelor, ne îngrozim, dar mergem mai departe, amin? Transversăm pe aici, Hristos ne-a arătat că El se duce mai, s-a dus în grădina Ghețimani, a plătit acolo scuipat, bătut. În locul nostru a fost în cea mai mare dramă care a putut să aibă un om pe pământul ăsta, pentru că El avea o țintă, El n-a dat înapoi. Paharul care Iisus l-a băut n-a fost moartea, că El a zis, îmi dau viață că pot să-mi o iau iarăși înapoi. El a fost prea înjosit, a fost bătut Dumnezeu peste obraz, a fost scuipat, legat la ochi și a spus, prorocește, cine te-a lovit? A spus, toate minciunile din toate vremurile, toate adultele, toate bârfele tale și a mele, a fost peste El. El le-a dus pe toate. El a fost în Valea Plângerii. Iisus a plâns în lumea asta. Pentru că era Valea Plângerii. A venit deasupra dealului la Ierusalim. Și când oamenii se bucura și Dumnezeu plângea, Fiul lui Dumnezeu plângea, ei au pus haine pe jos. Este moment festiv, de bucurie. Foarte mulți sărim în sus când trebuie să plângem. Și le-a spus-o cu crucea în spate, mergând la Golgota, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, eu-s lemnul cel verde, plângeți-vă pe voi, lemnul ce uscați și pe copiii voștri, că ar veni vremuri grele. Fraților, nu-i vreme acum să sărim în sus, să facem nu știu ce năzbâtii, e vremea să traversăm Valea Plângerii cu țintă și cu demnitate și cu credință. S-a suit deasupra dealului la Ierusalim, am fost acolo și de acolo cu Cornel am fost. A plâns uitându-se la ei, cum nu pricep. Și le-a spus, o, Ierusalime, dacă ai pricepe măcar în ziua asta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar și astăzi tu ești închis. O să veni vremuri grele și uite, le înghițim noi acum. N-o să rămână piatră pe piatră din templul ăsta să nu fie dărâmată. Era polit cu aur și s-a împlinit că fiecare piatră romanii au răsturnat-o, s-a scurs la foc aurul. De pe ea și a zis, răsturnați-le toate, că sub ele este aur. Că așa a zis Mântuitorul, piatră pe piatră, n-o să rămână să fie dărâmată. Așa fi și acum. Guvernatori peste guvernatori. Vai de ei, că nici nu știu unde se duc.
fac legea astăzi și nici nu știu ce scriu și le taie mâine și vin altele și nu. Dar noi avem țintă. Suntem și noi în Valea Plângerii, că toți oamenii nu suntem scutiți. Dar noi mergem cântând spre glorie. Știți ce țintă aveau ăștia? Să se întâlnească cu Dumnezeu la Sion. Erau în exil. Dar vorbeau unul cu altul și au făcut cântare. Băi, știi ceva? Mi-e dor de Ierusalim. Mi-e dor de Sion. Exact cum ai zice tu astăzi, mi-e dor de cer. Mi-e dor să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Mi-e dor să mă întâlnesc cu Hristosul care m-a mântuit. Visul meu și a tău e să ajungem odată să ne întâlnim pe răscumpărătorul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. El și-a dat întâlnire. Am plecat spre întâlnire. Și i-a spus, ne dor de Sion. Trecem pe aici, dar ei aveau țintă. Hristos la fel a venit și a zis, eu mă duc înapoi la tata. El e samariteanul. Când a găsit pe omul căzut între tâlhari, omul, noi, samariteanul care era în călătorie. S-a dat jos de pe asin, nu știu de unde a avut fâșii, ca aia iubirea, și a rupt cămașa, nu știu, că ăsta era zdrobit tot, aproape mort. I-a legat rănile la pansat, a scos un de lemn și vin, nu a pus prima dată alcool să-l usture. Întâi e blând Hristos, vine aproape de noi, cu dragoste. S-a dus și a investit pentru el și a spus la hangiu, eu mă întorc înapoi. Iisus se va întoarce după noi, slăvit să fie numele Lui. El e samariteanul în călătorie, avea țintă, avea de mers. Noi, spune în Evrei, capitolul 12, versetul 22, noi nu ne-am apropiat de muntele Sinai ca și ei. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecele de mii, de adunarea în sărbătoare, de biserica celor întâi născuți, de Hristos Mântuitorul, slăvit să fie Dumnezeu. Iată direcția noastră și scopul nostru, spre ce ne ducem noi. Noi știm unde mergem, lumea asta nu știe unde mergem. Noi mergem să ne întâlnim cu Domnul și Apostolul Pavel zice că este extraordinar la Tesaloniceni, încurajează pe frați. Erau așa de disperați și acolo erau multe mormântări și își rupeau inima când se despărțea unul de altul. Verișoarele mele, așa scurt timp, au pierdut soții amândouă. Astăzi, la ora 3, o să fim alături de Raveca, care poartă și numele lui soția mea. Ea s-a căsătorit din casă de la noi, în România. Am fost în aceeași biserică un timp și pleacă și Ghiță și la Măricica s-a dus Neluană și așa rămân 5 copii și aici, dar am auzit iar astăzi că Dumnezeu apără văduvile și tata orfanilor. Noi avem o țintă și asta ne spune mult. Aș vrea să subliniem la ideea asta că văile nu le putem ocoli. Trecem toți prin ele. Și vreau să vă încurajez cu un cuvânt de Biblie scris de Sfântul Apostol Petru la capitolul 1, Petru 5 cu 10. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la sava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere ca să, și vă va face neclintiți. Amen. De asta că Dumnezeu ne oțelește, ne antrenează, ne pregătește pentru ceva. Văile sunt temporare și au scop. Să-l ascultăm tot pe Apostolul Petru, capitolul 1 Petru, capitolul 1, versetul 6 și 7. În ea voi vă bucurați în încercări mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme în felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ceva, ce se întâmplă acum, ni se întâmplă ceva noi, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea
la arătarea lui Iisus Hristos. Amen? Că-ți vine să te angajezi, să te înscrii la suferință. Cei care sufere și pregătiți de Dumnezeu au la arătarea Domnului slavă, cinste, apreciere de la Dumnezeu, că îți vine să scrii, frate, nu mă scrie acolo, scrie-mă că vreau să fiu încercat, să fiu mai valoros ca aurul. Amen? Când Dumnezeu ne trece prin încercări, nu dispera, dacă e tata tău și te vede, stai liniștit în mâinile lui. El știe ce trebuie să-ți facă. Nu dispera că îl faci mic pe Dumnezeu. Zicea Nic astăzi că avem un Dumnezeu așa mare încât n-avem voie să ne îngrijorăm. El știe. Îl binecuvântăm în orice vreme. Amen? Asta ar fi bine pentru noi, să învățăm lucrul ăsta. Chiar dacă trecem. Toți oamenii suferă, dar nu toți au un scop și o țintă și o direcție. Suferă toți. Suferă și ăștia care ne chinuie pe noi. Nici ei nu sunt fericiți, vă spun eu că nu sunt fericiți. Și ei, pe ei doare și ei, mor și ei, dar nu au țintă și scop, sufere degeaba. Ce diferiți suntem noi. Aici la adunare, în Filadelfia, în această dimineață, noi mulțumim la Dumnezeu că ne-a ales și ne-a făcut copiii Lui. Este lucru așa de mare, așa de mare, orice se întâmplă, noi ieșim zâmbind pe poartă, măi, dar voi nu, noi nu, noi abia așteptăm, ne-am făcut și bagajele, suntem cetățeni, avem o altă țară, amen. Al doilea lucru am vrut să zic despre oamenii fericiți care aveau ceva de făcut când au zis, noi trebuie să schimbăm valea plângerii în izvoare. Ți-ar place să fii din asta? Să găsești plâns, durere, necredință și în urma ta să rămână izvoare. Știți că aici zice că dacă tu lucri la asta, ploaia timpurie acoperă lucrarea ta. Izvoarele tu sapi și Dumnezeu face să crească. Tu cânți, predici, faci lucrarea Domnului săpând și ploaia timpurie, aia vine de sus. Și târzie va binecuvânta lucrarea ta. Și se va schimba. Nu noi îi facem tot. Ei seapă izvoare. Și o să vedem. Și chiar ar merita să punem o întrebare. Cum? Cum schimbă ăștia valea plângerii și o transformă în izvoare? Că poate cineva se gândește. Eu vreau să fiu din ăla. Jack Chaiman. Chaiman. E Biblia? Coaia. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Cuvântul venit din cer are putere. Evanghelia are putere. A zdrobit inimi de piatră. Cu Evanghelia a venit Hristos. El e Logosul, El e cuvântul prin care s-a făcut lumea. La început era cuvântul. Cuvântul, Hristos era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și tot ce a fost făcut prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu s-a întrupat, a venit jos. După ce ne-a vorbit în vechime prin proroci, Dumnezeu a transmis lumii acestea în valea plângerii mesaje de iubire, de dragoste mereu de la începutul lumii. De la Abel, care aducea o jertfă bună, și mergea fumul în sus și Cain, fratele lui, invidiosul, l-a omorât. L-a dat jos, a cântat prea frumos la cor. Stăbă, da jos ăsta. Prea zic cu oamenii amen când predică el. Nu-i știți ceva despre el și Cain l-a omorât pe Abel. Și în urma lui Abel, până la Ioan Botezătorul, la care i-au luat capul, pentru adevăr, Dumnezeu a transmis mesaje în valea plângerii. Să-i salveze pe oameni. Și n-a lucrat. I-a omorât. Mai apoi a mai avut un mesager. Mai apoi a trimis pe Domnul Iisus Hristos, pune Evrei capitolul 1, versetul 1 și 2. Uitați-vă și voi la el. După ce a vorbit în vechime, părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri,
La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos, pe care l-a pus și moștenitor a tuturor lucrurilor, prin care a făcut și viacurile. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. A venit cel mai puternic mesager din lumea asta, care a călcat pământul, a venit Fiul lui Dumnezeu să aducă un mesaj. Și știți ce a făcut cu ce a venit? Cu Evanghelia. Și a zis, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Evanghelia a lucrat la inima voastră, la fiecare din voi. Sunteți mântuiți căci crezut în Evanghelie. Prin credință noi suntem mântuiți și căpătăm o stare de neprihănire, fără păcat, iertați. Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10. Căci dacă crezi, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, ești mântuit. Căci prin credință din inimă, depozitul ăsta, se primește neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Haleluia! Iată dar că a venit marele predicator, Domnul Iisus Hristos, cu mesaj să schimbe valea plângerii. Și a schimbat-o? Păi uite-te la tine! A schimbat-o cu tine, cu mine, cu copiii tăi, cu nepoții mei. A schimbat lumea de 2000 de ani. Marele predicator a început izvorul pe cruce când l-a mântuit pe tâlhar. S-a deschis izvorul mântuirii. Și la tâlhar a spus imediat, astăzi tu treci mai sus de stele, mai sus de nori. Mergem împreună în rai. Astăzi vei fi cu mine în rai, a spus la tâlhar. Ce s-a întâmplat pe cruce? În suferință s-a declanșat izvorul. S-a schimbat valea plângerii într-un loc plin de izvoare. Prin Evanghelie se schimbă lumea asta. Doamne, prin cuvântul Tău, dă-L Tu echipul lui Hristos în noi. Fă-ne conștienți, Doamne, că avem nevoie de cuvântul Tău. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să facă o creație nouă, o creatură nouă din noi. Haleluia! Îți place Biblia? Joshua, l-am mai auzit vorbind, el nu ține degeaba în mână. Îmi place să studiați Biblia? Biblia vă schimbă. Păi acum, Dane, hai să mergem împreună la binecuvântare. E ok să-i binecuvântăm cu vorba? Când nu pricep nimic, ca să o faci, binecuvintează-l, ca să-i o rugăciune extraordinară. Dacă nu te pricepe, povestește-i, du-i lumina, învață-l pe copil atunci, că poți să-i tot rostești rugăciuni și să te rogi în cameră și nu-i pasă, nu știi nimic. Învață-l, învață-l cu trăirea ta, învață-l să se uite la tine, ține-l de mână când te rogi. Țineți copilul de mână, învață-l să facă ca tine, să spună când are necazuri, am să fac ce a făcut tata, ce l-am văzut pe tata și pe mama, aia să facă și el. Mută-te în copil, fii o țintă pentru el, un urmaș. Pleacă tata, ce ți-a rămas? Mi-a rămas tata, vorbele lui, sfaturile lui. Domnul Iisus a venit cu Evanghelia. Și a avut putere Evanghelia. Avem cântări, Evanghelia are putere. Evanghelia a transformat și să facă Domnul și astăzi să aibă putere să lucre în noi. Iisus a venit cu Evanghelia și i-a sătus în cer. Dar a rămas apostolii. Și știți ce le-a spus? Înainte să plece în cer. Tată, le-am dat cuvântul Tău. Lumea i-a urât, că și pe mine m-a urât. Dar mă rog, Tată, pentru toți predicatorii, mă rog, Tată, că să creadă lumea în predicile lor și în ceea ce vor pune ei să predice. Domnul Iisus s-a rugat pentru toți predicatorii care predică numele Lui și Evanghelia. Mă rog ca ei să fie binecuvântați, să ducă mesajul ăsta până la capătul lumii. Și au început izvoarele prin apostoli. A început să sape în lumea asta izvoare. Mie nu mi-este rușine
de Evanghelia lui Hristos, a scris marele apostol Pavel. Pentru mine, ea e puterea lui Dumnezeu. Și a pornit apostolii de la Ierusalim. Și au săpat izvoare în Iudeia. I-au bătut cu nuiele. I-au prins predicând și i-au închis. Și-a spus, mă, v-am spus să nu mai predicați. Dar era o logo acolo care se vindecase și nu puteau să-i oprească. Și le-a dat o bătaie cu nuiele. Și ăștia, știți ce au făcut că i-a bătut? Au ieșit afară să uitau unul la altul, se cuprindeau, își dădeau hag. Zice, ce bine că ne-au bătut! Am avut parte și noi, ca și Hristosul, să fim bătuți pentru Evanghelie! Am avut probleme în evangelizări, de multe ori. Și atunci o mare bucurie, ei săpau izvoare. Și nu le-au putut opri ăștia. I-a băgat la închisoare. I-a închis acolo bine și a luat cheia în mână. Băgat un buzunar, cine mai vă scoate? Și dimineața știți unde erau ei? În templu, predicau Evanghelia. Cineva i-a scos noaptea, s-au dus la pușcărie și au văzut lacătele acolo și au dat raport, s-a spus, e închis tot, ei sunt templu, predică. O, ce Dumnezeu mare avem! Aleluia! Au săpat izvoare. Le-au săpat în suferință, traversau valea și s-au dus în Samaria și au săpat și acolo fântâni la cea mai reprobabilă femeie de acolo, unde au mers cândva Iisus la fântână. Ei s-au dus, s-au pocăit oamenii și au pus mâinile peste ei și primeau botez cu Duhul Sfânt. Și s-au dus izvoarele până la Roma, la Cezar, în curtea lui. Dar era în lanțuri. Apostolul Pavel scrie scrisori din lanțuri, din Roma. L-a născut și pe Timotei în lanțurile lui. Și de aici, de la Roma, eu și cei ce s-au pocăit de aici, vă transmit salutări, a izvorât la Cezar acasă, în curtea lui, căci Evanghelia are putere. A izvorât izvor de mântuire. Într-o zi, în Europa, în Filipi, a predicat toată ziua Pavel și Sila. Nu prea a mers așa bine cu predica, a luat o bătaie bună, a rupt hainele de pe ei. Scusese un duh dintr-o ghicitoare și tare s-au supărat pe ei și i-a urcat în temniță și a băgat picioarele în lanțuri și în butuci grei, să nu poată fugi. De-aia erau butucii, nu picioarele le-a băgat. Erau legați cu lanțuri și ca să nu poată fugi, niște butuci mari erau legați acolo. Și Cornele, pe la miezul nopții, să cânți și atunci când vine în casă, cântați la miezul nopții, că Duhul Sfânt vine și acolo. Au săpat un izvor în temniță. Ziua au predicat afară și seara s-au dus acolo. Nu știu care a fost cântărețul și care a fost Pavel, dacă ar fi fost cântăreț sau nu, nu știu care, nu scrie nicăieri, dar la miezul nopții au început să cânte, să cânți cu picioarele în butuci. Traversau valea plângerii și trebuia schimbată. Trebuia să iasă din pușcăria aia un izvor și să pocăiască cineva. Și au miezul nopții, s-au rugat și au cântat deținuții ceilalți, legați acolo, erau băgați în pușcăria aia cu securitate mare, sub sol. Ascultat cum cântă ăștia și se roagă. A venit un cutremur mare, a venit prezența lui Dumnezeu acolo, au sărit butucii de peste tot și peste ei și peste ceilalți pușcăriași. A fost toți liberi, dar n-a plecat nimeni. Cum să pleci de lângă Dumnezeu? Cât ai fi de rău, cât ai fi de prinzonier păcatului, nu pleca de aici. Aici e zvorul apelor vii. Aici e Dumnezeu, Evanghelie, prezența Lui. N-au plecat niciunul. Și acolo temnicerul era în beznă jos, a vrut să spună sabia să omoare, că nu vezi tu în întuneric, dar cel din întuneric te vede pe tine afară. Și a strigat apostolul Pavel, nu te omorâ, căpitane, noi toți suntem aici, avem o oră de rugăciune la miezul nopții. Avem serviciu de cântări, nu numai aici pe podium. Cântă noaptea, cântă în evanghelizări, cântă în pușcărie.
Cântă la tăi de acasă. Dar cântă cu prezența lui Dumnezeu. S-au sări lanțurile. Și a coborât temnicerul acolo, i-a pipăit, i-a văzut că toți sunt acolo, a exclamat ceva. Domnilor, m-ați convins. A ieșit izvorul. Uitați cum este acum izvorul acolo. Schimbă valea plângerii. Domnilor, ce să fac să fiu și eu mântuit? Credem Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Le-a dus acasă în noaptea aia, le-a spălat rănile la picioare, le-a dat o masă, le-a predicat Evanghelia, scrie acolo, și i-a botezat în ziua aia, s-a deschis izvor în Filip, în pușcărie. Evanghelia Domnului are putere, folosiți-o să schimbați valea plângerii în speranțele care le dă Evanghelia. Evanghelia schimbă valea plângerii. Mai este o putere. Valea plângerii poate fi schimbată de puterea Duhului Sfânt. Vedeți? Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, pune, asta merită să-l citim împreună, versetul 38 și 39, într-o predică, Domnul Iisus spune lucrul ăsta. Cine crede în mine, e cineva care crede în Domnul Iisus de aici? Din inima lui, așa trebuie să se întâmple, din inima lui vor curge, extraordinar, nu o să fie un pic de apă, vor curge spre alții, râuri de apă vie, cum zice Scriptura, haleluia! Verifică-ți inima, ce inia, că trebuie să curgă ceva de acolo. Din inimă ies toate cuvintele, furtișagurile, lucrurile rele, toate plănuiesc, vin de acolo, dar inima este locul unde trebuie să iasă izvorul vieții, ai grijă de inimă. Vorbea despre Duhul Sfânt, spunea cuvintele acestea care era să vină, că nu venise încă Iisus, nu era proslăvit. Și când va veni Iisus la Rusale, s-a deschis izvorul. A venit Duhul Sfânt peste apostoli, peste ei și peste copiii noștri acum recent. Slăvit să fie Domnul că a coborât Duhul Sfânt peste ei și să coboare Duhul Sfânt peste noi, peste toți, din inima noastră să iasă, grijă de inimă, să iasă izvoare de apă vie, cum zice Scriptura. Și Gedeon a fost puternic. Dar știți de ce a fost puternic Gedeon? Și când a fost declarat el puternic? Ar merita să vă uitați la versetul, să-l aveți în proaspăt în minte, judecător 6 cu 34. Uitați ce spune Biblia aici. Deși Domnul Iisus cu tine, viteazul Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Apoi a sunat în trâmbiță și a adunat lumea și a fost victorios după ce a fost îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Trebuie să te întreb, s-a întâmplat asta cu tine? Vrei să salvezi oameni? Vrei să le cânți, vrei să transformi valea asta plângerii într-un loc plin de izvoare, fără Evanghelie, fără a fi îmbrăcat cu Duhul Sfânt? E o provocare. Și să ne ajute Dumnezeu să o luăm în seamă și să zicem, Doamne, îmbracă-mă cu Duhul Sfânt, îmbracă-mă cu putere, dă-mi daruri de la Tine. Umple-mă de cuvântul tău, de Evanghelie. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea. Mă umplu de el ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată că Duhul Sfânt schimbă pe oameni și valea plângerii. La Poarta Frumoasă, că erau 12 porți, la Poarta Frumoasă era un olog dus în fiecare zi, nu umblase niciodată în picioare. Îl puneau jos și lua bani. La Poarta Frumoasă, pentru că mai dădea câte un gologan de aur și așa, de-aia Petru zice, aur și argint n-avem. Noi suntem pescari. Că câte unul îi dădea, câte o valoare, aveau de unde. Furau pe alții, prelații ăia luau de la alții banii și dădeau așa să se dea mari. N-avem, dar avem ceva. Și nu avem, a zis Petru, ce am. Că Ioan nu avea ce avea el. Domnul ne-a dat daruri la fiecare. Știi unde te-a pus Dumnezeu și ce ai de făcut? Trebuie să știi. Petru a zis, n-avem amândoi, nu am. Ce am îți dau? N-avem bani.
Dar ce am eu, ce mi-a dat Dumnezeu, cu darul care mi l-a dat, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te acum și umblă, ce n-a făcut ăla niciodată, nu-i venea să creadă. Și nici nu s-a mișcat de acolo, că în viața lui n-a îmblat în picioare. Și ăsta pescarul îi spune să te scoli acum, eu nu pot să salvez oameni, eu nu te pot vindeca sufletul tău de păcate, dar e cineva, numele lui Iisus se poate. Eu aduc mesajul, dar tu trebuie să acționezi când auzi mesajul. Și Dumnezeu te vindecă, te iartă de păcate. Și eu nu n-am mișcat. L-a apucat de mână. Să tot n-ai auzit ce ți-am spus eu? În numele lui Iisus din Nazaret, scoală-te și umblă. Și atunci el s-a sculat și a început să umble picioare și s-a luat după ei. Și nu mi-a trebuit bani, nu i-a trebuit, i-a trebuit ce aveau ei, cerul, direcția. Dumnezeu schimbă valea plângerii prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile Duhului Sfânt, prin inima plină care clocotește Duhul Sfânt peste ea. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Reumple-ne cu Duhul Sfânt. Am primit cândva, mai trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne reumple cu Duhul Sfânt. Eu vreau să mă duc spre încheiere, să vă spun că, așa cum deja am anticipat, că valea umbrelor morții sau valea plângerii se schimbă prin suferință. Am arătat câteva cazuri în care Domnul Iisus și apostolii au suferit și suferința lor a fost o mare minune. Prin ea Dumnezeu a mântuit și a salvat oameni. Când sunt slab, spune apostolul Pavel, atunci sunt tare. Dumnezeu în slăbiciunile noastre, atunci când noi nu ne considerăm mari. La o predică odată s-a făcut partide, mie îmi place cum predică Apollo. Avea o dicție bună, foarte expresiv și vocabular bun, era tare în Scriptură și vorbea foarte explicit. Nu tot așa erau și ceilalți. Alții au zis cu Petru, am luat pe apă, cu minunile și semnele. Odată să încerc să mă duc și eu pe apă. Eu cu Pavel, cunoaște, a făcut școală la picioarele lui Gamaliel. Și a auzit Pavel asta și a fost foarte supărat. Și a zis, ce? Am murit eu pentru voi? Ce aveți cu Chifa și cu Apollo? Unul seamănă, altul udă, altul se roagă, altul predică. Noi suntem toți lucrători, împreună, împreună și împreună cu Dumnezeu. Amen, fiecare face ceva. Cine-mi face fără voi dacă n-ați mai cânta? Noi suntem, dar ce a murit Pavel pentru voi? Eu și Apollo suntem nimic. Domnul este cel care face să crească. Domnul este tot. Amen? Aliniază-te lângă mine. Și să zicem noi, suntem nimic. Domnul este cel ce ne dă har. Mi-a dat har, a zis, și pentru mine. A zis apostolul Pavel, harul n-a fost investit în zadar, n-a cheltuit Dumnezeu har cu tine degeaba. Să trăiești în vacanțe toată ziua, să faci ce vrei tu și să ai, nu mai știi ce să faci. Nu, n-a investit har să o duci bine în lumea asta, ci a investit har să te duci în cer și să-i duci și pe alții, să-i schimbi. Și a zis, pentru mine n-a fost harul investit în zadar, am lucrat mult, mai mult ca toți, dar nu eu, ci harul lui care este în mine. Harul lucră mult, harul lucră mult și dacă tu nu lucri, nu-i harul peste tine. Fă ceva să se întoarcă harul peste tine și poate suferința e binevenită, crucea din casa ta, din viața ta, pentru că, zice apostolul Pavel la Filipeni, eu pot totul. Greu să zic, noi mereu nu putem. El a zis, eu pot totul în Hristos care mă întărește mereu. Fac o concluzie citind un verset sau două din Biblie. Așa, să vă încurajez cu ele, luați-le cu voi. Unul este din Evrei, capitolul 12, versetul 2. Frați scumpi din Filadelfia în dimineața asta, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus.
care pentru bucuria, sublineați asta, era motivat să sufere. Că avea în față bucuria, pentru bucuria care era pusă în față înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade de-a dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Știi de ce nu faci tu astea? N-ai bucuria, n-ai siguranța. Nu te uiți acolo. Aia de demult scrie în Cartea Evreilor, capitolul 11, se uitau dincolo, vedeau o patrie, lumea asta, suntem călători, trecem doar pe aici și ținta lor era undeva. Dacă ai bucuria aia a întâlnirii cu Domnul, ai să lucrezi. Apostolul Pavel scrie la Timotei într-o epistolă pastorală, la capitolul 4, la versetul 6-7 în jos, îi scrie Timotei. Eu, 2 Timotei, capitolul 4. Timotei, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, adică să mă topească și să mă toarne așa. Clipa plecării mele e aproape. Sunt un trecător, am ajuns la sfințit, sunt gata. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Potrivește pentru tine asta? Am păzit credința, putem zice amin? M-am luptat, am făcut, de acum eu mă uit la ceva. Regele meu mă va încorona. Mă așteaptă cununa, nu un înger, chiar regele, cel pe care am slujit în suferință, căzut, a spus el, omorât cu bolovani și târât afară din localitate, am naufragiat de câteva ori în fundul mării, m-au bătut adesea între frați mincinoși, adesea pe mare, adesea înflămânzit, adesea năcăjit, dar acum asta la final. Mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul ziua aceea. Și nu numai mie, și nouă, fraților, la toți care suntem cu ochii pe venirea Domnului, așa să ne ajute Domnul pe toți, să traversăm valea plângerii, să lași izvoare în spatele tău, să încurajezi oamenii că te așteaptă încoronarea. Domnul să ne ajute, amin.